Ar trebui să fim puțin mai atenți și să evităm pe cât putem zonele aglomerate. Suntem aproape de vârful îmbolnăvirilor cu gripă ori viroze. Secțiile de boli infecțioase din întreaga țară sunt deja pline. În mai multe spitale din România au fost deja impuse restricții severe pentru vizitatori și aparținători, din cauza numărului record de pacienți. În județul Bihor, de exemplu, săptămâna trecută a fost înregistrat cel mai mare număr de îmbolnăviri cu infecții respiratorii din ultimii 5 ani. Pe secția de boli infecțioase a Spitalului Județean din Oradea sunt ocupate deja 80% din paturile disponibile. Gripa sau pneumoniile sunt principalele probleme ce îi aduc pe pacienți în spitale. M-am dus la urgență și acolo mi-am făcut testul și mi-au zis că am gripa A. Mi-a recomandat să vin la urgență, a spus o pacientă. În ultima săptămână, numărul cazurilor de gripă diagnosticate doar în județul Bihor a explodat. Au fost deja confirmate 24 de cazuri în condițiile în care în ultimele 3 luni ale anului trecut au fost înregistrate doar 11 cazuri. Dorel Târț, purtător de cuvânt DSP Bihor, a fost depășită media ultimelor 5 ani, corespunzătoare numărului de cazuri înregistrate în județul Bihor. Au fost înregistrate 7149 de cazuri, dintre care 31 spitalizate, 1729 pneumonii, din care 166 spitalizate. Andrei Chesp, medic primar, secția infecțioase Oradea. S-ar putea să mai vină, au fost sărbătorile, s-au întâlnit rudele unii cu ceilalți, sunt nevaccinați. Din cauza numărului record de îmbolnăviri în spitalele din Bihor au fost introduse restricții severe. Pe anumite secții, în acest moment, accesul este interzis pentru vizitatori, în timp ce în celelalte secții vizita se poate face doar pentru o oră pe zi, însă nu trebuie să dureze mai mult de 15 minute. Isa Crăuț, purtător de cuvânt Spitalul Județean Oradea, pentru a reduce riscul de transmitere a infecțiilor respiratorii acute și a infecției de COVID, programul de vizită va fi zilnic între orele 14-17. Specialiștii ne recomandă să evităm spațiile aglomerate și să ne prezentăm încă de la primele simptome la medic, relatează observatornews.ro.